Sună specialistul BCR. Oare ce sfat are astăzi pentru noi? Ascultă și tu și descoperă un sfat pe zi prezentat de BCR. Oare ce sfat are specialistul BCR, Claudia Oprescu? Bună dimineața pentru noi, muritorii! Bună dimineața, Marius! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Astăzi m-am gândit la ceva foarte simplu și foarte drăguț. Te rog! S-ar fi să ne gândim ce putem să facem după ce trece, să zicem, perioada asta mai dificilă și să luăm o hârtie, un pix colorat și fiecare membru al familiei să scrie 5 lucruri pe care își dorește să le facă după ce restricțiile vor fi ridicate, dar trebuie să respectăm un criteriu foarte important. Fiecare din acele activități trebuie să nu coste mai mult de 10 lei. Astfel încât adunate să nu coste mai mult de 50 de lei. Ai zis că e o veste bună, adică că e ceva drăguț. E o veste foarte bună. Păi da, eu gândeam deja, la vacanță, la vară, undeva, chiar vorbea asta cu un coleg acum, cu un cort undeva în... Grecia. Păi poți să iei cost și lei, să te duci într-un parc și atunci nu o să coste foarte mult dacă deja ai cort. Nu, mă costă mai... 10.000 de lei, spun eu că tăi amenda. A, stai un pic, păi după ce acum, trece. Da, 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 da. După ce după, trece, după, da. După, da. Corect, corect. Da, cu siguranță acum va trebui să ne limităm la ce putem să facem în casă și prin încălzurile blocului la o scurtă plimbare. Ok, dar tu, dar așa. Important este să avem această listă pentru că, vezi-mă, de la fiecare membru al familiei avem o tonă de activități creative și cu bani puțin pe care le putem face când restricțiile se vor ridica sau măcar se vor relaxa. Mi se pare că orice gest pe care îl fac și în casă costă deja peste 10 lei. Adică nu mai du-te și fă cumpărăturile și nu mai sun telefonul, mai vine factura la telefon. Adică ce ai putea să faci alea 5 lucruri pe care tu ți le-ai scris? Tu ți le-ai scris? Adică dacă ți le-ai scrie, care ar fi? Măcar 3 care nu te-ar costa mai mult de 10 lei. Păi prima ar fi să mă duc în parc. Îmi doresc foarte mult să mă duc în parc și abia aștept să deschidă parcurile. O să încerc să... Deși recunosc că este o persoană destul de fricoasă așa și o să-mi fie puțin greu să mă duc în parc dacă mai sunt și alți oameni, dar voi încerca să găsesc deci, locuri mai puțin aglomerate. Da, bani pe masca de protecție și pe dezinfectant. Deci salut cu 10 lei. Păi da, da, am deja mască de protecție și dezinfectant și îmi ajung cel puțin 9 lună, deci... A, bun, te încadrezi în buget. Eu consider că e investiție, da. Ok, al doilea. Și bineînțeles că o să fac tot posibil să nu-mi ating fața și să fiu foarte atent să respect toate regulile ca să nu mă stresez în parc și să mă relaxez. Corect. Așa. Așa. Al doilea, păi trebuie să mă gândesc. Păi, cred că... O să mă duc la birou pe jos, pentru că îmi doresc foarte mult să merg pe jos, sufăr în perioada asta. Înainte mergeam destul de mult pe jos și acum sufăr foarte tare că trebuie să nu fac atât de multă mișcare. Iar asta nu o să mă coste niciun ban. Poate mai mult cap și de mijloace de transport și de anxietatea de a fi pe lângă multă lume și aglomerație. Deci v-am economisit cei 10 lei, că nu mă costă nimic să mă duc pe jos, mă lasă zeciu. Iar la al treilea va trebui să mă gândesc. Cred că mă apuc să scriu o poveste pentru copii. Wow, de o poveste pentru copii? Păi gata, suntem aici cu ochii și cu urechile pe tine. Da, când e gata, vă anunț. Bine, că noi avem aici multe povești, așa că te așteptăm, da, încurajăm știu, noile talente. Da? Da, mă bucur foarte tare. Claudia Oprescu, îți mulțumesc mult, specialist BCR. Cum e să ți se spună specialist? Că nu am auzit niciodată cuvântul ăsta, că atunci când cineva mi s-a adresat. Și mi se pare că e foarte fain. Spune ceva... Specialistul Marius. Pentru mine toate aceste titulaturi nu înseamnă foarte mult, sincer să fiu. Cred că e foarte important ce faci și cât de mult îți place ceea ce faci, mai puțin cum te numesc, pentru că oricum toate funcțiile astea sunt foarte pompoase și sunt într-un anumit fel. Da. Dar nu cred că e relevant neapărat. Că te numești expert, specialist, manager sau mai știu cum. Important este să te bucuri de ceea ce faci și să încerci să faci cât mai multe lucruri bune. Super, îți mulțumesc mult, Claudia, să ai o zi superbă în continuare. Eu pa, pa, și ne reauzim. Pa, pa. Numai bine. Acesta a fost sfatul de astăzi. BCR îți oferă în continuare un sfat pe zi, soluții pentru azi și lecții pentru mâine.